oprește spre soare, nu oprește nimic. Crește într-un mic paradis și trăiește un vis cu un pur sânge amic. Lena poate chiar zbura atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește, cu toți caii ea vorbește, pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună, cu amici împreună, totul este fenomenal. Ferma Lenei. Renașterea. Lasă-mă, nu vreau să merg. Juliet, ajunge, poartă-te frumos, te rog. Ei bine, iată-o și pe mica noastră stagiară rebelă. Nu prea pare în apele sale. Stați liniștiți, mă descurc foarte bine cu copiii. Pun pariu că în 10 minute mă va adora. Lasă-mă, nu am vrut să vin aici. Bună, Juliet, ți prezint pe Anais, pe Angelo. Iar eu sunt Hugo, călărețul sucit. Nu mai pot de râs. Te vor învăța să călărești. Va fi grozav, Juliet. Spune mai bine că e un mod convenabil de a scăpa de mine. Ei, și acum îți voi arăta ferma, de acord? Haide, vino. Mulțumesc că ați primit-o. Sper că timpul petrecut la fermă o va face mai sociabilă. Sigur, îi va face bine. Contactul cu caii poate schimba un copil. După divorț a fost tot mai rău. Juliet nu s-a acomodat nici cu apartamentul nostru, nici cu orașul. Și acum școala m-a avertizat că riscă exmatricularea. Despărțirile nu sunt ușoare deloc. Mama mea călătorea mult, deci știu cum este. Juliet a mai călărit? Nu, niciodată. Va fi o mare descoperire. Și iată-o pe Josephine și pe curajoasa mea Regliz. Și el cine e? Mistral. E special. Să nu te apropii prea mult de el. De ce? Juliet, voiam să-mi iau rămas bun. Bine, băieți, vă lăsăm să vă apucați de treabă. Eu cu Anais și cu Juliet ne vom ocupa de cai. Nu mă interesează caii. Mama iar a avut o idee aiurită. Aici nimeni nu te obligă să faci nimic. Dar vino măcar să vezi ce facem noi. Știu că mama m-a adus aici sperând că o să mă schimb. Dar eu nu vreau să mă schimb. Caii nu ne schimbă, ci doar ne ajută să vedem viața altfel. Tot ce ne dorim e să te simți bine aici. O vom peria pe Josephine pentru a îndepărta praful și apoi o vom curăța cu o perie care e mai moale. Haide, încearcă și tu. Nu are rost. Nu-i place de mine. De ce spui asta? De ce să nu-i placă de tine? Așa se întâmplă mereu. Toată lumea mă lasă baltă. Aici nimeni nu te va lăsa baltă. Stai liniștită. Josephine nu are nimic cu tine. Doar că mișcările tale trebuie să fie mai ușoare și mai ample. Așa, e bine. Bravo, Juliet, vezi? Te descurci. Oh, nu, vino aici, Juliet. De ce e încăpățânat? Așa e firea sa. Știi, când l-am găsit, am văzut că fusese maltratat de foștii săi proprietari. E normal să se teamă. Și de tine de ce nu se sperie? Nu, eu și cu el suntem prieteni pe viață. Sunt singura care îl poate călări. Nu-i așa, Mistral? Nu suntem cei mai buni prieteni din lume? Super! Josephine te așteaptă, Juliet. Hai, încalecă! Vom face o plimbare de recunoaștere. Nu, nu vreau să călăresc. Tu ești prima persoană din lume care nu vrea să încerce. Nu-mi pasă. Mie îmi place să mă dau cu rolele, dar aici nu se poate. Se pare că va fi mai complicat decât credeam. Ai picat la țanc, Juliet. Avem nevoie de puțin ajutor. Nu strâng murdăria asta dezgustătoare. Ula la, domnișoara fițoasă. Cum mă distrez. Salutare. Hei, fii cu minte, Mistral. Hei, nu ți-am făcut nimic. Ai grijă, Juliet, Mistral nu te cunoaște. Are nevoie de timp. Nu trebuie forțat.
Trebuie să te apropii încetul cu încetul. Haide, vino, uriașule. Vom face o mică plimbare. Hop! Să știi că la început am pățit la fel. Nu mă puteam apropia la mai mult de 3 metri de mistral. Nu-ți face griji, se va schimba când te va cunoaște. Haide, vino, lasă-o în pace. Bine, bine, am înțeles. Poftim. Îți era sete, Josephine? Bine, am putea încerca să mai facem mâine o lecție de călărie, dacă insiști. De acord. Și în afară de asta? În seara asta facem un foc de tabără pe plajă. Ești invitată. O tabără de bătrâni? Nu, mersi. Adevărat, nu a vrut să vină, dar s-a hotărât ca mâine să se suie pe cal. Și e un mare pas. Da, suntem pe calea cea bună. Nu vă faceți prea multe speranțe. E foarte rebelă, deci ne mai așteaptă niște surprize. Ei bine, că veni vorba de surprize, uite cine vine. Bună, Juliet. Până la urmă ai venit în tabăra de bătrâni? Bine. Un adevărat cavaler înainte își salută calul. Da, bine, dar mă cunoaște. Oh! Bravo, Juliet. E foarte bine. Acum e rândul tău. Încercăm un slalom. Ții bine frâiele și o dirijezi pe Josephine. Nu voi reuși. Oricum, am obosit. Propun să ne oprim. Haide! Ai înțeles din prima, e super! Da! Haide, Juliet, ești liberă! Hop! Reluăm lecțiile mâine! Am reușit! Vrei să te apropii de el? Oh, nu, mulțumesc! Haide, vino! Apropie-te ușor! Uite așa, du-te spre umărul lui ca să nu se îndepărteze. Trebuie să-i dai încredere. Vezi? Calul ăsta nu mă place! Nu e vorba de asta, doar că de mistral nu te poți apropia cu ușurință. E un cal sălbatic. Așa mi se spune și mie la noua școală. Sălbatica. Era mai bine la școală înainte? Totul era mai bine înainte, casa, grădina. Dar părinții mei nu mai sunt împreună. Dacă nu se mai înțelegeau, poate e mai bine așa. Vorbește exact ca și mama mea. Nu înțelegeți nimic. Haide, Josephine, măcar tu mă înțelegi. Se pare că iar e furioasă. Deși părea bucuroasă când călărea pe Josephine. Da, am făcut niște progrese azi. Dar mai sunt încă multe de făcut. Ura! Cu firile lor vulcanice, nu crezi că e cam riscant să-i lași singuri pe cei doi? Știi, în timp ce îl îmblânzește pe mistral, am impresia că și Juliet se îmblânzește. Nu-ți face griji.
Stai liniștit. Vom face o plimbare doar noi doi. Pățit ceva? Totul e bine, n-am pățit nimic. Juliet, nu trebuia să încerci să-l călărești pe Mistral, știi asta. Și tu nu știi decât să-mi spui ce nu pot face. Exact, suntem responsabili pentru siguranța ta, putea să iasă rău. De acum să nu te mai apropii de Mistral fără să-ți dăm voie, ai înțeles? Angelo, poate că ești prea... Nu-mi pasă! Oricum, calul ăsta are o problemă. Juliet, nu! Hei, oprește-te! Hai, încetează! Juliet, oprește-te! Ce e cu ea? Azi ar fi trebuit să primim spor de risc. Și bietul Juju s-a ales cu un cap albastru. Ei, haideți, măcar a făcut progrese, nu? Nu? Bine, oricum nu ne vom lăsa descurajați cum dăm prima oară de greu. Păi, nu știu dacă a fost o idee atât de bună să o aducem aici. Poate ar trebui să se întoarcă acasă. Josephine, nu mă respinge și tu! Deja toată lumea mă detestă! Ați văzut-o pe Juliet? Trebuia să se ocupe de zigotoc. N-am văzut-o, dar trebuia să-i dea de mâncare măgărușului. Unde s-o fi dus? Repede, veniți să vedeți! Priviți, și-a luat rucsacul și vesta. Calculatorul e pornit, ce ciudat. Juliet l-a folosit, uită-te la istoricul căutărilor. A căutat o adresă pe hartă. Cu siguranță e vechea sa casă, cea în care locuia cu părinții săi. Mi-a vorbit despre ea. Nu poate fi departe. Repede, pe cai. Avem toate șansele să o ajungem. Juliet! Juliet! Tu ești scumpa mea. Tu știi cine sunt eu? Da, dar... Ea era cândva locuia aici. Da. T-a dus încolo, pe poteca ce duce spre munte. Să nu facă vreo boroboață. Nu, voia doar să ia puțin aer, atâta tot. Am tot stat după ea de când a sosit. Poate am fost prea aspru cu ea. Vrei să spui că Juliet a trecut pe aici? Cred că Mistral presimte ceva. E un drum mai greu de urcat. Cad pietre, drum în reparații. E interzis accesul pe poteca asta. Da, și se lasă seara, trebuie să ne grăbim. Sper ca Juliet să nu facă nimic nesăbuit. Priviți! Am găsit-o pe mica noastră fugară. Totul va fi bine. Cai, se tem, va trebui să mergem pe jos. N-avem timp, ne-a văzut. Haide, Mistral. Ah.
Juliet! Juliet, întoarce-te cu noi, te rog. Lăsați-mă, nu vreau să vă mai văd. Niciodată, nici pe voi, nici pe mama mea. Pe nimeni. Juliet! Atenție! Repede, în peșteră! Nu pot mișca brațul. Și tu ai pățit ceva? Nu. Sper că fetele n-au pățit nimic. Așteptați, nu vă speriați, Super Hugo e aici. Las-o, baltă, nu are rost. Ai văzut stânca aia enormă de la intrare? Nu o vom putea mișca. Da, ai dreptate. Și nici măcar nu am semnal. Hei! M-auziți de acolo de jos? Oh, e numai vina mea. Hei, m-auziți? Hei! Lena? Suntem blocați într-o peșteră. La voi totul e bine? M-am lovit la umăr, dar mă descurc. Juliet n-a pățit nimic. Vom încerca să găsim ajutoare. Da, frumosule, iată-ne din nou împreună. Mă doare umărul, nu știu dacă mă voi putea sui pe cal. Dar ce să facem? Ceilalți sunt blocați și nimeni nu știe unde suntem. Trebuie să mergi să cauți ajutoare pentru noi toți. Este singura soluție. Dar e imposibil, pe jos ar dura prea mult. Te vei duce, cu Mistral. Oh, nu! Nu mă suportă. Nu avem de ales. Îndată se va întuneca. Nu putem conta decât pe tine, Juliet. Trebuie să faci asta. Bine, voi încerca. Mă bazez pe tine, Mistral. O vei duce pe Juliet. Știu că poți. Calmează-te, Mistral. Sunt rănită și am nevoie de voi doi. De data asta o vei lăsa pe Juliet să te călărească, ai înțeles? Mă va arunca iar la pământ. Oh, nu, nu pot. Mistral, întoarce-te! Nu mă lăsa la greu. E vina mea. Îmi pare rău, Lena. Nu reușesc să fac nimic bun. Cum se vor descurca fetele dacă Lena e rănită? Ei, haide, haide, trebuie să fim optimiști. Uitați, puteam să ne fi rostogolit până jos, iar fetele ne-ar fi căzut în cap. Mulțumim pentru scenariul de groasă. Bun venit în grota tenebrelor. Nu știu ce ne-am face fără tine și aiurelile tale. Mi-ai spus de mai multe ori că Mistral poate fi călărit doar dacă îi se transmite încredere, dar nu știu cum să fac asta. Ești prea furioasă și Mistral știe asta, de aceea nu vrea să se lase călărit de tine. Trebuie să o uiți pe acea Juliet furioasă. Păi, voi încerca. Gata, gata, ușor, Mistral. Îndreaptă umerii și lasă frâiele libere. Acum închide ochii, trebuie să simtă că ai încredere în el. Vai de mine! Mistral? Încetişor. Da, bine, foarte bine, Mistral. Te descurci foarte bine, Juliet. Vezi? Te-a acceptat. Nu-mi vine să cred. Dacă un cal precum Mistral are încredere în tine, înseamnă că meriți asta. Haide, Mistral, vom căuta amândoi ajutor. Repede! Totul e bine, copii? Încă puțin și vă scoatem de acolo. Da, super!
Haideți, trageți! Mulțumim mult! Unde sunt fetele? Chiar în spatele vostru. Lena! Juliet! Cum e? Te mai doare umărul, Lena? Îmi va trece! Juliet a avut mult curaj. Datorită ei am scăpat cu toții. Datorită lui Mistral, nu mie. Juliet? Bună, mamă! Scumpa mea, nu mă așteptam să te văd călărind așa. Totul a fost bine? Mi-am făcut prietenii puțin mai mari, dar de treabă. Și mi-au spus că pot să vin aici de câte ori vreau eu. Oh, e formidabil! Mamă, spune-mi, mai poți aștepta puțin? Trebuie să ne ocupăm de cai, merită să fie îngrijit. Bineînțeles. Când m-ai adus aici, ai avut o idee bună. Te iubesc. Și eu te iubesc. Haide, Hugo, nu lenevi! Să spălăm caii! Dacă spui tu! Au dublat în limba română Anca Sigmirean, Ioana Dagău, Sorin Ionescu, Alina Leonte, Răzvan Vicoveanu, Richard Balint, Carina Chereji, Florian Silaghi, Alexandru Rusu. Traducerea și adaptarea Bogdan Piticariu. Regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI. Atunci când se așează în șa. Lena râde și gonește, cu toți caii ea vorbește. Pentru ea totul e normal. Viața sa e frumoasă, bună.